Am revenit, vă mai spun o dată numărul de telefon la care puteți suna ca să adoptați fie pe micuța Paula, fie pe Marius, cei doi căței pe care îi avem aici în platou. 0731 372495 sau SMS la 1240 sau pe Facebook-ul emisiunii noastre Seara cu Serghei și Mara. Reveneam la... să terminăm rapid așa ideea aia mea. Deci spuneți că impozit nu poate plăti orice stăpân de câine, n-ar fi așa. La oricum, la câte taxe avem, un impozit de ăsta n-ar mai trebui? Nu, mai ales că câinele are rolul lui utilitar, rolul lui... Câinele meu de acasă nu are niciun rol utilitar, are un rol de terapie pentru noi, terapie, dacă vreți, terapie, aia e altceva. Dar la orice terapie plătești impozit. La spital, dacă te duci, plătești CAS. Așa, bine, eu mă gândesc că nu stâmpiți americanii dacă ei percep o taxă de la fiecare stăpân Mara, de animal. Mara, știi ce se întâmplă? Uite, pentru iubitorii de animale, și ne spune domnul Daniel Ionaș cu marele avocat, pentru oamenii care, știu eu, sunt iubitori de animale, animăluțul lui înseamnă foarte mult, face parte din familia lui. La mine acasă, spre exemplu, fiecare câine comunitar are cât un carnet de sănătate. Și pe carnetul de sănătate scrie așa: Marinescu bulgăraș, Marinescu codiță, Marinescu patrogle și așa mai departe. Domnul avocat, cum este? Ia spuneți dumneavoastră. Cum vedeți lucrurile? Permiteți-mi să vă spun că această împărțire a lumii între iubitori de animale și neiubitori de animale mi se pare nefirească. Mă duce gândul acum la un pasaj din profețiile lui Isaia care spun așa. Și de ce mă refer la acest pasaj și de ce trebuie să ne referim la credință? Zice, pe vremea aceea când va veni normalitatea, copilul de-abia înțărcat își va vârâ mâna în cuibul viperei, iar mielul va trăi la oaltă cu leopardul. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că există o armonie a naturii pe care noi nu avem dreptul să o schimbăm. Intervenind în ea, noi suntem un fel de alter deus, iar în clipa în care schimbăm armonia naturii, crezându-ne în un alter deus, nu facem decât să distrugem, ceea ce se distrugem revine și se întoarce împotriva noastră. Pe de altă parte, crima, știți, e și în Biblie, adică e de când lume. De ce această împărțire între iubitori și neiubitori de animale este nefirească? Pentru că, vedeți dumneavoastră, iubirea de animal pe care o pun între ghilimele este un reflex al sufletului. Este un reflex al rațiunii. Corect, de acord cu asta, da. În contextul în care ea nu există, este tot un reflex al sufletului. Cu alte cuvinte, asistăm la o oglindă nefirească sau la o radiografie nefirească a unei societăți, într-o degringoladă din toate punctele de vedere, manifestată foarte frumos, dacă vreți dumneavoastră, în toată splendoarea realității ei, în ceea ce înseamnă ura animalului. Știți ce este, de fapt, uriaș, îngrozitor, uriaș de rău? Faptul că s-a putut ca în Parlamentul României să existe așa numiți noștri mandanți, parlamentari acolo, care ne reprezintă de altfel mintea, sufletul și interesele geopolitice, economice și de orice natură, au putut să pună problema unei legi prin care se ucide animalul. Cu alte cuvinte, suntem un popor care, pe lângă o cultură nefastă pe care o are în timpul nostru, mai mult suntem distrugători de cultură, a îndrăznit să dezvolte o cultură a morții. Dar habar n-au despre ce vorbesc. Și ce se întâmplă? Așa frumos, păi știu ăștia de cultura morții și ceilalți cei ce n-au habar, că ați fost acolo, domnul Marinescu, atâția ani. Majoritatea sunt niște oportuniști, fără... Dacă am avut ministru care nu știa să vorbească... A spus un lucru ideal. Nu este necesar să știi să vorbești ca să știi că ai suflet. Da, vedeți, pe de altă parte, să știți că în cultura, că oamenii de la țară nu înseamnă că sunt fără suflet, că vorbeam mai devreme de asta. Dar vedeți dumneavoastră. Pot fi oameni buni, dar dacă obiceiul așa e, fată cățeaua în curte, pun ăia 12, 9, 8 căței cât i-a făcut în coș și las în pădure sau pe malul lacului să moară, că ce să fac cu ei? Dar eu sunt un om bun și eu, știți? Asta e și nivelul de cultură, nu e numai lipsa sufletului. Problema grădinii unui om de la țară este net inferioară asupra sau în raport cu subiectul pe care încerc să vi-l prezint. Nu mă interesează ce gândește parlamentarul și cât de needucat e, știe sau nu știe să vorbească. Mă interesează că acest om conduce destinele culturii mele, aia e, da. Mă interesează că acest om conduce destinele spiritualității mele,
și conduce, dacă vreți dumneavoastră, destinul viitorului nației mele. În contextul în care, repet, această țară nu e a noastră, ci a urmașilor noștri și reprezintă identitatea noastră în fața lumii și a Europei. De ce și cum se poate ajunge la o identitate din raportul cățel-om? Simplu. Dați-mi voie să vă spun că mă aduc aminte acum de un mare clasic, întâmplător și ierarh, Bartolomeu Valeriu Anania, de alminter un mare scriitor. Îmi aduc aminte că într-una dintre zilele lui, la mănăstirea Văratec, într-o seară, povestea, cum avea cușcă lângă casa lui, unde era el, un cățeluș mai mare. Da. Un cățelandru pe acolo mult mai mic, bolnăvior, într-o iarnă destul de grea, era săracul de el bolnav și necăjit. Își amintește în plină dimineață undeva, ce dumne, cățelul o fi murit, o fi, din cauza gelului o fi înghețat cățelul săracul. Să-i spun unei maici care e în apropiere să se ducă la el. Se duce la cățel și nu-l mai găsește. În schimb îl găsește pe cel mare în fața cuștii, păzindu-l. Ce a făcut? A ieșit el și l-a lăsat pe bietul cățeluș să stea acolo să nu înghețe. Ei, vreau să vă spun că aceasta înseamnă religie. Ce religie? Religia netrăită de noi și negândită de noi, dacă vreți, nepervertită de noi. Adică o religie a naturalului, a firescului, a armoniei, a raportului dintre om și animal. Cu alte cuvinte, știți ce înseamnă de fapt această cultură a morții? Că noi nu ne ridicăm nici măcar la ceea ce înseamnă sensibilitatea naturală a animalului. Da, da, da. Cu alte cuvinte, suntem sub acest raport animalului. Nu noi, raport n-aș generaliza. Animalului. Faptul că o mână de... Suntem noi și vă spun de ce suntem noi. Pentru că nu e vina numai a lor, ci și a noastră care tolerăm. În și contextul în care tolerez... I-am votat, trebuie să mergem să votăm, nu în continuare. Asta simplu. E o... Vă spun ce se poate face. Dar să belim ochii la cine vă spun votăm. Ce se poate face și vreau să vă spun că atunci am spus și cred, eu personal sunt mândru că sunt român. Și vă spun de ce. Nu am văzut atâta curaj niciodată cum am văzut de pildă la acest senator, pe care noi îl numim Marius Marinescu și care ne-a dat o lege în ceea ce privește multe protecții, dar în ceea ce privește protecția animalului. A și luptat mult pentru... Lupta este una. Toți luptăm. Că e o luptă, e viața, deci te luptă. Cu dragoste de ea, cu dor. Dar domnul da, Marinescu, a crezut în ceea ce face. Fără domnul Marinescu, de... pe lângă dragoste, dor și credință, mi-are ceva. Mi-are un zel și o tenacitate, omul care nu se lasă până da, când da, reușește. Da, da, luptă așa pentru se face asta, de pildă că la Curtea Constituțională trec foarte, de foarte puține ori reușești să declari o lege neconstituțională. Știți ce s-a întâmplat acolo? Credința efectivă că poate triumfa ceea ce e bun și frumos a făcut să îmblânzească inimile judecătorilor și au întors totul. Au întors. Cum? Pentru că există un om care îndrăznește să ne lumineze noaptea vieții noastre, să ne spună nu e bine să ucizi. Contestația e atât de normal. L-ați ajutat pe domnul senator la juridic l-a vorbind atunci împreună. Când a fost cu... E atât de normal. Doamna Iacob, domnul avocat. Și atunci... Ați făcut-o cu toții, da? Da, da. Da și atunci, așa. Iată de unde vine salvarea. Din ochii acestui animal pe care privindu-l înțelegi cât de mult trebuie să fii om, cât de mult trebuie să iubești și că nu poți tu, omul, să trăiești în cușca ta lăsându-l pe el flămând, dacă el, animalul, a ieșit afară să lease pe cel mai mic înăuntru. Corect, da. Și atunci... Frumoasă pildă. Și atunci, acest fapt trebuie să ne conducă la ideea unei bunătăți naționale. Pornind de la țăranul de care vorbiți dumneavoastră, să știți că eu nu cred în acest țăran. El, de fapt, nici nu există și nici nu e țăran. Îmi amintesc, în schimb, de Nicolae Iorga, care spunea că talpa țării și bogăția ei se confundă cu bogăția țăranului. Bogăția fundamentală a țăranului român este, în primul rând, o bogăție spirituală. Vreau să vă spun că, printre altele, studiile mele m-au dus și în domeniul folclorului. Ei, acolo, undeva studiind, într-o zonă a Ardealului, am văzut că omul și țăranul autentic nu pornește la plug, de pildă, până când merge soția lui la biserică, vine cu o prescură și cu tămâie, tămâiază calul și plugul pentru ca Dumnezeu să binecuvinteze țarina și să rodească. Așa pornește cu cățelul în jurul lui, așa are el familia întemeiată pe un duh al poate credinței. Poate în Ardeal, că la Mitici aici, Muntenia, văd pe un duh al credinței. Așa. În ce cred eu, de fapt? Că eu nu pot să exist fără animalul care mă are ogorul. Eu nu pot să mănânc pâinea fără ajutorul lui. Cu alte cuvinte, din planul familiei mele, așa cum spune domnul Marinescu într-o altă dimensiune, face parte bulgăraș Marinescu, face parte căluțul Ion. Dar câți aveți, domnul senator? 14 căței comunitari și 5 pisicuțe. Acolo unde știu eu, și da, vreau da, să da? Vă spun, că aveați mai puțin. Da.
comunitare da. Și pisicuțele? Da, da, da. Nu aveți niciun de rasă? Nu, și nu, vreau să vă spun, vă rog, în final, că această mentalitate a raportului dintre om și animal face parte din cultura noastră. Cred și îndrăznesc să spun, vedeți dumneavoastră, noi nu avem în cultura noastră un Romeo și Julieta. Avem în schimb tot o cultura morții prin Miorița, în care se bat banii pentru această da. Mioriță. Dar, atenție, cel sacrificat, de fapt, are un raport dialogic, dacă vreți dumneavoastră, misionar și misiologic în raport cu măicuța lui, tot printr-o oiță, adică tot prin animal. Adică raportul dintre om și animal este un raport natural, care nu poate fi distrus de nimeni. Când vom înțelege acest lucru, vom fi oameni. Suntem departe, domnul avocat. Dumneavoastră aveți un speech extraordinar de frumos, inteligent, corect, dar suntem foarte departe în realitate. Și știți de ce? Cred că, din foarte multe cauze. Una e școala și educația din școală, alta e educația de acasă. Pentru că acest neam a fost învățat să tolereze la nesfârșit tot ce a însemnat greșeală în politica românească, în educația românească, în spiritualitatea românească și, dacă vreți dumneavoastră, omul s-a îndepărtat de credință. Și când te îndeparți de credință, îmi aduc aminte de o vorba lui Kant. Și dacă Kant a spus-o, și eu cred în ea. Popor fără Dumnezeu n-a văzut nimeni. Și un popor care și-l pierde pe Dumnezeu își pierde sensul lui în istorie. Da, asta e foarte, foarte adevărat. Vedeți dumneavoastră, când oamenii n-au ce pune pe masă mâine sau n-au servicii sau trăiesc cum trăiesc în România, e greu să se raporteze la Kant, la Miorița, la miturile românești, la pluguri, deja nu mai există calul care trage. Pe vremea lui Ceaușescu, toată lumea citea, toată lumea avea un bagaj de cultură și nu prea aveam nici atunci mâncare și tot așa. Deci e vorba de o decădere puțin organizată. Vă contrazic. Știți ce se întâmplă? Televizorul, deși nu trebuie să educe, eu mereu spun lucrul ăsta, că nu televizorul educă. Familia educă și școala. Că dacă eu impun copilului meu sau îl dezvolt spre un anumit lucru să nu se uite la porcării la televizor, nu se va uita. Mara. Că suntem noi blamați că, domne, voi faceți emisiunea alea cu țâțe, fundul, silicoane și din cauza voastră decade societatea. Nu e adevărat. Din cauza școlilor și din cauza nivelului anumitor părinți. Pe vremea lui Ceaușescu aveam Studio X la Bulgar, care era sâmbătă și mai prindeam un Alain Delon. Și rare ori mai vedeam tăiat, că se tăiau din filmele americane anumite scene, da? Când apărea diva prea decoltată sau era vreun sărut, nu știu cum, rare ori mai aveam pe posturile românești. Vorbesc de ultimii ani, da? 80 și ceva. Și în rest, ce puteai să faci dacă erai de la ora? Să citești. Se citeau și cărți trase la Xerox, dacă vă amintiți, sau librărestele câștigau foarte mulți bani, pentru că țin minte câți bani au dat ai mei și ce fel de intervenții să cumpere cel mai iubit al lui Preda, că nu se tipăreau foarte multe volume. De aici pleacă, dar repet, și apetența asta tineretului pentru porcăriile de la televizor nu sunt selectate de cei care ar trebui să facă selecția, adică părinții și școala. Marea educație să facem în primul rând în familie, 7 ani de acasă, cum se spune. Corect. Așa, da, din păcate părinții pleacă la muncă în străinătate, la căpșuni, și copiii rămân singuri, sau cine știe, cu bunicii, sau și mai grav, rămân cu, știu eu, niște rude mai îndepărtate și uite că nu mai au posibilitatea să fie educați. Școala este așa cum este și vorbeam cu domnul director general mai devreme și îmi spunea că trebuie să plătești bani serioși ca să te duci la școală. Pe urmă apare societatea care uite ce-ți rezervă, ce-ți arată la televizor. De stat, ce să plătești? Plătești la stat? Da. Gândiți-vă un calcul simplu. Ce înseamnă că astăzi s-a deschis etapa a doua și este o chestie foarte interesantă. Ce înseamnă etapa a doua? Copiii care nu sunt... Nu, clasa întâia și clasa zero. Copiii care nu sunt din circumscripția respectivă s-au construit în ultimii ani sute, mii, zeci de mii de cartiere rezidențiale la marginea orașelor, da? Oamenii s-au mutat din orașe în aceste cartiere și vor să-și dea copiii la o școală bună în incinta orașului. Da. Nu fac parte din circumscripția școlii. Deci, prima dată s-au înscris copiii până ieri, de astăzi începând s-au înscris copiii din afară. Gândiți-vă că s-au făcut mutații fictive, false, să zice, da. Fictive.
părinții sunt absolut disperați. Ce se întâmplă? Cum îți înscrii copilul? Și după ce te duci să-ți înscrii copilul, constați că ce? Păi, ai nevoie de un after school, pentru că dacă tu stai într-un loc, lucrezi în altă parte, da, ce faci cu copilul? Corect, da, deci plătești, zici că școala e gratuită. Deci te costă after school-ul 150 de euro pe lună, după care vine, vrei să facă balet, vrei să facă dans, vrei să facă nu știu, te mai costă și alea încă 50-100 de euro pe lună. Pe vremea mea, că îmi recunosc, noblețe vârstă, erau gratuite. Astea nu mai știau cum să vină în școală să ne selecteze la handbal, tenis, depinde de... Acum totul e pe bani. Și ajungi, practic, dintr-o școală gratuită să plătești exact ca la o școală privată și dacă nu plătești, copilul nu are performanță. Pentru că adevărata școală nu se face în timpul orelor. Știți foarte bine, da? E, depinde. Acum poate nu se face, nu întotdeauna. Normal ar fi să se facă în timpul orelor, păi nu să se te duci face, la școală, da, să mai ai nevoie și de meditator. Mara, vreau să completez că vreau să încheie și doamna Iacob, că mâine are foarte multe procese și domnul avocat la fel. Ați observat când un câine este lovit de o mașină, că toți ceilalți câini comunitari se adună în jurul lui și îl păzesc? Uite, noi oamenii ar trebui să învățăm de la aceiași câini solidaritatea și iubirea față de semenii noștri. Știi? Să spune așa, un câine are toate virtuțile omului, mai puțin defectele lui. Dar, ce frumos. Doamna Iacob, dacă vrei să... Eu nu pot să spun decât un singur lucru, că noi toți care credem nu în dragostea față de animal, noi toți care ne respectăm între noi ca oameni, trebuie să fim foarte uniți în această luptă, fiindcă noi... Cei care credem în bine, trebuie să luptăm cu răul. Ei, niciodată răul n-a învins și am convingerea că dacă în această seară, la această oră, suntem atâția oameni care avem toți preocupările și viața diferită, și activitățile noastre, am reușit să stăm și să fim împreună atât de... uniți sufletește, vom reuși ca alături de ceilalți care merită să se numească oameni, să învățăm și pe cei care vor să fie ucigași de animale, că aceste ființe lăsate de Dumnezeu, așa cum ne-a lăsat pe noi pe pământ, natura, dacă sunteți atei, dacă nu Dumnezeu, aceste ființe merită să ne purtăm astfel încât să nu ne fie rușine că suntem într-o societate în care există oameni cu adevărat. Deci să fim împreună și dumneavoastră mass media să ne ajutați în ceea ce vrem să realizăm, ca românul să fie civilizat, să se comporte așa cum îi dictează secolul 21 și cum cere morala și sufletul nostru de oameni adevărați. În regulă, vă mulțumesc foarte mult. Mai luăm o pauză, o să domnul ne despărțim avocat, două secunde, de o parte de... Mara, domnul avocat, da, mai vreți să spuneți ceva, domnul avocat? Cred că ar trebui și meritați foarte multe felicitări. Este un ceas la care vi se cuvin acestea, pentru că sunteți un om de presă care s-a plecat spre ceea ce înseamnă triumful omeniei în fața neomeniei. Cu alte cuvinte, promovați cultura vieții și nu cultura morții. N-ați văzut alte emisiuni, acum e o excepție. Noi în facem contextul în care, aici, să în contextul în care bunul simț trebuie să triumfe nu pentru că este iubitor de animale, ci pentru că există oameni care înțeleg armonia cu animalul ca o chestiune firească a vieții lor. Da, și eu cred că așadar, din când în când trebuie să mai facem și lucruri drepte. Așadar, felicitări și să aveți toată siguranța că prin televizor și prin dumneavoastră, prin emisiunea noastră, aceasta înseamnă educație. Vă mulțumesc foarte mult. Și că ne uităm cu dragoste și la divertisment. Absolut. Nu, dar zic, din când în când, în nebunia asta în care trăim noi cu mondene, cu nu știu ce, dacă mai putem, domne, există posibilitatea să faci și altceva. Uitând de competiție, cifre, rating, e bine să le faci, că până la urmă le fac pentru viitorul copilului meu, dacă vreți, și al tuturor copiilor din România. Luăm o scurtă pauză, ne despărțim de o parte din invitații, revenim și cu Doru Tufiș, o să vină și Serghei Mizil, o să și cântăm, ne mai destindem un pic, pauză și revenim. Vă rog.